Traian Băsescu se gândește profund la eventualitatea de a-l grația pe Gigi Becali. E drept că în ultimul său mandat președintele n-a iertat pe nimeni. Patronul Stelei a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare după ce i-au fost contopite pedepsele din dosarul Valiza și din cel al schimbului de terenuri cu MAPN. Deci gândesc profund. Până de Paști? Serios, e un om într-o situație dificilă. Iar eu sunt într-o situație și mai dificilă, pentru că nu discutăm de o femeie cu 4 copii acasă, nu discutăm de o bătrână de 80 de ani care a mutat gardul. Vă rog să mă înțelegeți că nu e o decizie ușoară.